2500 de like-uri și continuăm cariera. Mulțumesc! O nouă carieră de jucător? Să fie asta Zeul 2.0? Doar voi o să decideți. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. De data aceasta începem, doar începem, o serie de carieră de jucător, desigur, doar că la PES 2021, băieți. De ce n-am ales FIFA? Pentru că nu s-a schimbat nimic față de anul trecut, nu avem nimic în plus, așa că nu are rost să facem ceva ce am mai făcut anul trecut. Așa că o să începem o carieră. Putem să jucăm cu un jucător care există deja, însă noi o să ne creăm propriul jucător, desigur. Vreau să mă fac pe mine sau pe Zeul, unul dintre noi doi. E unul și același oricum. Așa că o să ne alegem aici naționalitatea, o să alegem desigur România, desigur, ultima de la coadă, cei mai slabi din cei mai slabi. Glumesc, băieți, suntem cei mai buni la fotbal. Doar îl avem pe Bogdan Stancu și pe Lor Tănase. Numele. Ce nume să-i punem noi? O să-i punem pur și simplu Zeul 2.0, băieți, Zeul 2.0, o nouă carieră cu Zeul, numele de comentariu. Bă, n-avem Gianni, băieți, o să punem Giovanni atunci, că seamănă cu Gianni. E tot italian, ragața, beleța, e... O să-i fac doar freza să fie efectiv ca a mea, să-i bag puțină barbă, că și eu am barba cum lăsată, deși câteodată mi-o cam iau, dar o să-i pun să aibă barbă. Nu așa, mă, frate, nu cioc și mustață, că nu-mi place. Bă, eu zic că asta e cea mai ok. Barba albastră, mamă, cât de ciudat aș arăta, nu, nici chiar așa, nu sunt chiar așa de chilios. Uite, mă, ăsta sunt eu, ăsta sunt eu, băieți. Gata, băieți, ne-am făcut jucătorul la Wakefoot, îi dăm 3, să fie cât mai mare acolo, perfect. Trebuie să ne alegem și echipa, nu? Însă, întâi o să ne alegem poziția de pe teren. Hai, mă, că alegem SS, Goal Poacher, a predatory striker who plays off shoulders of the last defender. Puțin engleză pe la colțul gurii, dar nu mai contează. Stațurile, băieți, astea sunt stațurile pe care le avem, destul de slabe, 68 rating, vârsta 17, deși eu am 21, lăsăm vârsta 17, să avem potențial cât mai mare, este timpul să ne alegem echipa, nu m-am decis încă ce echipă o să aleg, aș merge cu echipă dintr-un campionat mai slab, de exemplu din campionatul Olandei, aș merge cu Ajax-ul, dar o să mă decid în 2 minute. Bă, stai că am dat deja să aleg, Eredivisie. Dar mi-au ales echipa, ce? Eu am ales doar campionatul. A trebuit să refac chestia asta că am ieșit din greșeală și nu s-a salvat, așa că asta i-am refăcut din nou jucătorul. 67 rating, 17 ani. Acum trebuie să alegem liga, băieți. N-am vrut neapărat să iau Eredivisie, însă mi-a luat jocul automat, o echipă. Nu știam chestia asta că dacă alegi o ligă, ți-a automat și o echipă. Așa că o să merg în altă ligă, băieți, însă nu știu în care să mă duc. Hai, mă, că mă duc în Liga Portugaliei, în Liga NOS. Hai să vedem despre ce este vorba, cu ce echipă vom fi. Și semnăm cu... S-a blocat jocul. Care echipa, băieți? August 2020. Ai semnat un contract oficial cu Santa Clara. Adică asta e Benfica. Cred că e Benfica asta, băieți. Ar trebui să bag și eu un patch cu echipele. Pot să caut pe net un pești ceva ca să avem și în echipele normale. Santa Clara nu e Benfica, e Santa Clara. Santa Clara e Santa Clara, nu știu cine e Santa Clara, poate chiar e așa se numește o echipă. Însă nu știu, toate ca toate vreau să învăț să salvez. Dau autosave și suntem gata să începem cariera noastră minunată. Player menu, primim aici un mesaj, nu știu să joc PES, așa că nu știu despre ce este vorba mai exact. Allow me to remind the ways you ce așa, hai că nu mai citesc. Uite, primim și ceva de la România, numărul pe care îl doresc. Uite aici, ne alegem și numărul, fii de atenți că poți să-ți alegi numărul. 7 nu e liber, 8 e liber, aș putea să aleg numărul 8, însă am deja numărul 9, numărul 9 părerea mea că e un număr bun, așa că voi lăsa numărul 9 să-l am pe spate acolo. Este timpul să avansăm, nu știu mai exact cât durează aici simularea sau ce se întâmplă mai exact. Uite, avem un meci cu Pacos de Ferreira, primul meci. Mamă, cât de mișto arată, fiți atenți, animația asta. Inima, ne bate inima. Vive de Golos, vive de Vitorias, vive de Sonhos, am înțeles tot, știu perfect portugheza, nu vă faceți griji. Bă, arată mișto animația. No amora camisola, nao hiba vrararara. Patrocinar oficial de Amora Camisola, adică parteneriat oficial cu, da, ați înțeles și voi, nu? Avem 94.000 de followeri, după cum puteți vedea în partea dreaptă, face mai mult, nu-i problemă. Nu am fost selectat pentru meciul de astăzi, în viitor poate măcar acolo pe bancă o să fiu și eu băiatul cu apa, însă mergem mai departe,
simulăm acest meci și se pare că facem 0-0 cu Pacos de Ferreira, băieți. Mi-arată aici și campionatul, pe primul loc Portimonese. Confirmăm totul și mergem mai departe, sperăm că suntem și noi băgați într-un meci viitor. Simularea văd că e mult mai rapidă ca la FIFA, ceea ce îmi place. Îmi place că totul se simulează mult mai repede și uite-l pe Messi care câștigă cel mai bun jucător din Europa. Animațiile din jocul ăsta văd că sunt destul de bune, îmi place cum arată animația asta. O zi de neuitat pentru Lionel Messi, de unde că ăsta câștigă în fiecare an. Nu știu dacă neapărat în fiecare an, dar e ceva obișnuit pentru Lionel Messi. Până acum îmi plac animațiile din PES. Am jucat și un match mai devreme să văd cum este și chiar îmi place PES. Nu știu dacă o să vă placă și vouă. Bă, jucăm? Cred că jucăm, băieți. Sau îmi dau țeapă, băieții ăștia. Jucăm, băieți, jucăm și jucăm chiar titular. Primul match din cariera noastră va fi împotriva celor de la Sporting. Un match foarte, foarte greu. O să fie rău, o să fie rău. O să mă omoare ăștia. Și începe match-ul, stadionul arată uimitor. Sporting Lisabona vs Santa Clara. Ce frumos, ce frumos. Ia uite ce zâmbesc băieții. Hai că vă luați mare bătaie astăzi. Vă luați mare bătaie de la echipa noastră fantastică. O să jucăm așa băieți, pentru că nu știu dacă pot să schimb camera în jocul acesta. Nu știu mai exact cum să cer pasă. O să vedem totuși pe parcurs. Văd că arată destul de mișto gameplay-ul. Îmi place cum e animația la jucător, cum alergă jucătorul. Zeul 2.0 este pregătit să facă istorie în tricoul celor de la... Am și uitat cum se numește echipa pe care... Am și uitat cum se numește echipa la care joc. Primim pas aici. Îi dăm lui ăla acolo. Cum ar fi să dăm un asist? Scapă acolo singur jucătorul nostru. Se duce și pierde mingea. Dar de ce nu văd și numele jucătorului meu și doar adversarului? Băieți, dacă aveți voi idee cum să fac să văd și eu numele jucătorului, ar fi foarte apreciat. Recuperare bună. Așteptăm o pasă. De unde a dat-o asta, mă? Dar ce mișto s-a învârtit mingea în aer. Deci, haide, mă! Bă, puteam să profităm de greșeala adversarilor. Au cei de la Sporting o posesie de 75%. Ne cam domină pe posesie, însă noi avem deocamdată ocaziile cele mai mari. Putem pleca pe contraatac aici. Dacă primim o pasă pe posesie viitoare, e perfect. Ne întoarcem, ține de minge. Aștept un jucător de-al meu. Mamă, ce bine țin de minge. Ce control impecabil al balonului am. Aici văd că nu mi-arată ce notă am în meci. Însă poate ți arată la final sau poți să setezi tu să-ți arate nota. Putem pleca din nou la un contraatac. Așteptăm pasa. Combinăm acolo cu jucătorul nostru. Însă dau o pasă mai proastă decât mine. Greșeală mare. Sporar. Sporar protejează acolo. Plata. Plata poate șuta. Șutează acolo. Însă mingea se duce pe lângă poartă, o ocazie mare din partea celor de la Sporting, a aruncat portarul meu mingea aia, zici că a aruncat-o cu lopata. Da, șut pe lângă poartă din partea celor de la Sporting, dăm, bine, zeul se duce, zeul, pasează mai departe, zeul, combină bine, nu acolo, nu acolo, hai centrare, 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 nu, două aici jos, două aici jos, două aici jos la mine, te mă pase! Trebuie mă pase, mă, de ce se driblează mă la atâta? Hai că să vezi ce te bat după meci, să vezi ce castană îți dau după meci. Centrare periculoasă și dăm gol, dăm gol acolo, marchează jucătorul cu numărul 95, nu știu mai exact cine este pentru că nu pot să-i văd numele, Guilherme Chetine marchează și reușim să-i conducem pe cei de la Sporting, băieți. Ce acțiune frumoasă, centrare acolo, preluare pe piept, șut cu dreptul, portarul nu are efect. Portarul nu are ce să facă la acea minge și conducem cu 1-0. Cei de la Sporting au o lovitură liberă. Sunt în zid acolo, sper că nu mi-au o minge în față. Să-mi strice fața mea minunată. Sărim acolo cu zidul. Noroc că n-am fost eu lovit. Hopa, minge bună, minge bună. Putem să ne ducem aici, pasăm în margine. Du-te, frate, du-te. Poți să-mi pasezi aici în spate. Haide-mă în spate. În spate. Centrare. Centrare periculoasă, gol cu capul acolo, din nou numărul 95, marchează Guilherme încă o dată, două goluri, dublă perfectă din partea acestui jucător, dar noi nu prea facem nimic, nu prea facem nimic, băieți. Mamă, intră Cabral, am întrebat 100 de români. Șut periculos, portarul prinde această minge în brațe, un șut pe centru. Centrare, din nou portarul prinde această minge, ocazii cât mai multe este de partea noastră, putem da asistul acolo, dacă alergă și jucătorii mei, dacă n-ar fi așa de lenți. Pasă bună acolo, aștept o pasă de la acest jucător,
Îmi poate pasa, însă preferă să centreze și reușim să facem 3-0, băieți. Încă un gol cu capul, dar când nu văd că nu primesc pase, când cer pase nu primesc pase sau poate nu știu care e butonul de cerut pase, dar important este că reușim să ne creăm ocazii. Sunt schimbat aici, ieșim de pe teren, o să simulăm restul meciului. Dacă pot desigur să-l simulez, dau așa repede. Uite mă, asta e mișto, că la FIFA dacă vrei să simulezi restul meciului trebuie să aștepți. Aici poți să dai pe fast forward, ceea ce e destul de bine. Centrarea acolo. Bă, marchează și ăștia, se face 3-1. Marchează aici Ruiz. Meciul se apropie de final. Cel mai probabil o să câștigăm, nu au cum să întoarcă scorul cei de la Sporting. Lincoln acolo, nu e președintele Lincoln. Ghilerme, centrare periculoasă, ultima acțiune a meciului este un corner, cum ar fi să mai marcăm încă o dată să câștigăm cu 4-1, centrare acolo, însă meciul se va termina curând, Sporar acolo, aleargă și meciul se termină, câștigăm cu 3-1, marchează Ghilerme și Lincoln la echipa noastră, la echipa adversă Ruiz. Mergem mai departe, cred că jocul se va salva automat, sper, urcăm în clasament, urcăm pe locul 5 se pare. Aveam 67, acum am 68, nu? Ratingul de 6.8, cam prost. Iar noi o să terminăm videoclipul din cariera la PS fix acum, dăm aici să salvăm, să fim siguri că se salvează totul. Dacă mai vreți episoade cu PS, like acolo, la 2500 de like-uri apare următorul episod cu PS, așa că vreau să văd cât mai multe like-uri. Nu uitați să vă abonați, deoarece mă ajută foarte mult, sper că vă place această serie, mie unul îmi place, eu am fost Gianni, v-am pupat!